Vreau să vă spun cum va fi această zi din punct de vedere meteorologic și astrologic. Ok, astrologic. Hai să începem cu prima zodie, berbec. Dar ați văzut, atitudinea contează. M-ați crezut? Cât pe ce m-ați crezut? Bun, despre această zi vrem să vă spunem că vă așteaptă o zi a schimbărilor, însă de voi depinde dacă aceste modificări vor fi de natură pozitivă sau de natură negativă. Încercați totuși să evitați persoanele care tind să privească totul pesimist, asta e despre berbec. Taurii trebuie să știe că puteți să vă așteptați la o zi profitabilă din punct de vedere financiar, planurile dumneavoastră se vor concretiza într-o manieră satisfăcătoare, zic astrele. Gemeni, nu sunteți prea comunicativi și ar fi bine tare să amânați întâlnirile de afaceri, nu este momentul să luați decizii importante în domeniul profesional, pentru că riscați să fie greșite. Rac, vă bucurați de o creativitate deosebită care vă poate ajuta mult la rezolvarea problemelor profesionale. Ar fi bine să țineți cont de sfaturile persoanelor apropiate. Lei trebuie să știe că este posibil ca responsabilității de ultima vreme să vă determine să petreceți mai mult timp la locul de muncă. Acest lucru nu este neapărat negativ, ceva negativ, însă partenerul s-ar putea să se simtă la un moment dat neglijat. Fecioară, cerințele cresc la locul de muncă, iar asta înseamnă mai multă muncă și, evident, mai mult stres. Ar fi tare bine să vă organizați și să lăsați emoțiile deoparte. Balanță, pentru tot ce vă doriți să obțineți, va trebui să munciți din greu, ca de fiecare dată. De altfel, păstrați-vă ideile, pentru că unele persoane abia așteaptă să profite. Scorpion, aveți soluții originale pentru orice problemă. Cu mai multă răbdare și înțelegere o să reușiți să evitați un conflict în familie. Săgetător, s-ar putea ca unele situații să vă împiedice să vă duceți la bun sfârșit sarcinile pe care le aveți de îndeplinit. Încercați să nu mai luați în seamă ce vorbește lumea din jur. Capricorn, schimbările pe care le doriți în viața voastră trebuie să se bazeze pe realități. Dacă veți alege să alergați după iluzii, s-ar putea să vă pară la un moment dat rău. Vărsător, s-ar putea să vă bucurați de mai mult timp liber în această perioadă, ar fi tare bine să vă implicați în viața copiilor, așa că veți bucura toată lumea și va fi multă armonie în familie. Și pești, situația financiară va fi un motiv de stres în această perioadă. Nu uitați că un împrumut de la cineva de încredere este mereu o opțiune în caz de urgențe.